Bun găsit, oameni buni! Suntem împreună la 100%, tu decizi. Am trecut peste alegerile locale. Urmează cele parlamentare, iar noi ne facem datoria să vă prezentăm pe aceia care vă vor cere votul. Vor să fie parlamentari. Și de ce n-ar fi? Păi, ei așa spun, de ce nu aș fi parlamentar? Dar mai contează și votul dumneavoastră. Începe distracția. Și încă ceva. Fiecare personaj pe care noi vi-l prezentăm în jurnalele de 14, 17 și 20, de luni până vineri, aici, la Realitatea Plus, este contactat în timp real pentru dreptul la replică, să nu avem vorbe. Fost profesor de istorie la Colegiul Gheorghe Roșca Codreanu din Bârlad, Adrian Solomon are 42 de ani și este cel mai tânăr politician pe care l-a dat Bârladul post-decembrist. Are în palmares un mandat de viceprimar și este la al doilea mandat de deputat. El deține și funcția de președinte al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților. În 2016, Solomon a candidat pentru primăria din Bârlad, însă a pierdut alegerile în fața liberalului Dumitru Boroș. Chiar și după acest eșec, Solomon s-a aflat pe lista de candidați la alegerile parlamentare din același an și a fost primul pe lista candidaților la Camera Deputaților propuși de PSD Vaslui. Solomon este și finul de cununie al fostului baron PSD de Bârlad, Constantin Constantinescu, care și-a pierdut mandatul de primar după ce a fost pus sub acuzare de procurori pentru conflict de interese. Tot în 2016, Adrian Solomon a curunat-o pe fica regelui asfaltului din Vaslui, Emil Savin, care deține firma Transmir, considerată firma de casă a PSD. Societatea a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA, acuzată de fraude cu fonduri europene într-un dosar privind cel mai mare proiect de infrastructură derulat în județul Vaslui. Adrian Solomon s-a făcut remarcat prin ieșiri publice spumoase și declarații controversate. În timpul protestelor antigaze de șist din 2012, el jura cu mâna pe Biblie în fața 8.000 de oameni că va lupta împotriva extragerii gazelor de șist. La 6 luni după jurământ, în decembrie 2012, imediat după alegeri, și-a schimbat radical părerea și a spus că nu era suficient de informat când mărșăluia pe străzile Bârladului alături de mii de oameni care militau împotriva fracturării hidraulice. În 2012, în timpul unei conferințe de presă, Adrian Solomon l-a avertizat pe Mihai Răzvan Ungureanu, prim-ministru în funcție la acea vreme, că va avea soarta lui Aldo Moro, un politician italian răpit și ucis în 1978. Să nu oprească la primărie, să afle ce-i doare pe bârlădeni de la primarul municipiului Bârlad, va avea nu soarta lui Tăriceanu, ci soarta lui Aldo Moro. Și asta nu e o amenințare, e o asigurare, domnul prim-ministru. În 2007, când era viceprimar de Bârlad, l-a întâmpinat pe Călin Popescu Tăriceanu, pe atunci premier, cu un marș funebru cântat de o fanfară, enervat că Tăriceanu a vizitat orașul fără să anunțe oficialitățile locale. Prin urmare, reprezentanții primăriei Bârlad au dat autorizație fanfarei pentru a cânta marșul primăverii femeilor angajate la confecție sa, chiar în fața fabricii. Când s-a apropiat coloana oficială din care făcea parte Tăriceanu, fanfaragii au schimbat acordurile din greșeală, interpretând un cântec de înmormântare. La o altă vizită neanunțată de această dată a premierului în funcție la acea vreme Emil Boc, Solomon l-a numit șobolan. Deputatul PSD Adrian Solomon, alături de colegul său parlamentar Irinel Stativă, a intrat în conflict cu polițiștii chemați de angajații unui fast food în centrul vechi al capitalei. Cei doi au intrat într-o șaurmerie și au refuzat să poarte mască de protecție, așa cum cerea legea. După nefericitul eveniment, care s-a lăsat cu un alt scandal, injurii și amenințări la adresa organelor de ordine, Adrian Solomon a venit cu câteva explicații. El a declarat pentru Hot News că, citez, totul este un abuz al unor polițiști mult prea puțin școliți. Nu am fost amendați aseară, am fost doar legitimați. Totul e un abuz, am încheiat citatul. Întrebat din nou despre amendă, el a răspuns, asta știu de la TV. Apoi chestionat despre conflictul cu polițiștii și jignirile pe care le-ar fi adus acestora, Solomon a răspuns, citez din nou, să demonstreze în instanță, e ușor în comunicate, n-am nimic de zis. Când voi primi procesul verbal prin poștă, probabil voi contesta.
Ăsta e un exemplu de abuz al unor polițiști mult prea puțin școliți. Încheie citatul din nou. Inițial, în conversație, deputatul PSD a precizat că nu a fost amendat, ci doar legitimat. La întrebarea reporterului pentru ce vi s-a făcut atunci proces verbal, replica a fost exact: nu am fost amendat pe loc. Și cireașa de pe tort. Solomon a declarat că este un comunist convins și nu unul oarecare, ci unul luminat. El chiar a asociat structura partidului pe care îl reprezintă cu cea a Partidului Comunist Român. Sunt un PSD-ist adevărat. Și nu mă dezic de calitatea mea de membru de partid și nici de structura mea socialistă și chiar de multe ori comunistă. Cine are ceva de comentat să vină să-mi contraargumenteze lucrurile. Asta recunoaște că sunteți astea. Comunist sau cum? Da. Și... dar un comunist luminat. Contactat de reporterii Realitatea Plus, Adrian Solomon a refuzat să ofere o reacție.